Liga 1 Sepsi, Academica Clinceni, luni, ora 18, Digi Sport 1. Liga 1 CFR Cluj, FC Argeș, luni, ora 21, Digi Sport 1. Ce spune Gigi Becali despre incidentul în care a fost implicat Lucian Becali? Galerie Foto. Rugat să comenteze pe marginea acestui incident, Gigi Becali a afirmat că nu știe nimic despre bătaia care a avut loc pe Arena Națională. Cum adică? Nu înțeleg, habar n-am. Eu nu răspund pentru nepoții mei. Eu răspund pentru mine și familia mea. Dacă face incidente, nu mai poate să fie nepotul preferat. Pentru mine, preferații sunt ăia cu minți. Dacă face incidente, răspunde el, eu ce să-i fac, a declarat Gigi Becali, la ProArena. Bătaie în tribunele Arenei Naționale. Nepotul lui Gigi Becali a fost implicat. Un incident a avut loc în tribunele Arenei Naționale, în timpul meciului FCSB, Universitatea Craiova 0-2. Un tânăr a fost lovit cu bestialitate de alți suporteri aflați în zonă și nici măcar intervenția steoarzilor nu a reușit să calmeze spiritele. Lucian Becali, nepotul lui Gigi Becali, lovește în repetate rânduri un spectator, deși acesta nu mai avea o atitudine agresivă și se afla într-o postură defensivă, scria SRO. Video FCSB, Universitatea Craiova 0-2. Etichete Arena Națională, Gigi Becali, Lucian Becali. Urmărește știrile Digisport, roșii pe Google News.